Am revenit, doamnelor și domnilor, imaginile momentului în cea mai mare fermă de curcani din România. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. 224.000 de păsări vor fi sacrificate după apariția a 3 focare de gripă aviară la acea fermă. În imaginile filmate din dronă se pot vedea gropile uriașe în care sunt aruncate leșurile păsărilor. Dănuț Pălă, vicepreședinte ANSVSA, este acum în direct cu noi. Bună ziua, domnule Pălă, și vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor, mulțumesc pentru invitație de a lămuri pe cât posibil evenimentele care sunt în derulare, după cum ați afirmat și ați arătat dumneavoastră pe micul ecran. Chiar vă rog foarte mult, explicați-ne un pic situația de acolo, mai exact. După cum bine știți, în data de 27.01.2023 a fost confirmat, din păcate, acest focar de gripă aviară, boală care de 6 luni de zile evoluează foarte agresiv în întreaga Europa, în toată America și pe continentul asiatic. Este primul focar de gripă aviară într-o fermă comercială în platforma Codlea, unde sunt foarte multe păsări. După cum ați văzut, acolo sunt fermele de curcani. Boala este destul de agresivă. Tocmai plecând de la acest lucru, în data de 28, și pe această cale îi mulțumesc domnului prefect, Văsâi, s-a convocat Comitetul Local de Combatere a Bolilor, s-a adoptat planul de măsuri și s-a luat în calcul limitarea difuzării bolii și în alte ferme comerciale din România. De aceea, împreună cu Apele Române, Agenția de Mediu, s-a stabilit acel loc pentru neutralizarea păsărilor bolnave. Întrucât agentul economic avea contract de incinerare și era foarte greu la acel volum mare de păsări, tocmai la Ialomița, 250 de kilometri, și știți foarte bine, evenimentul s-a întâmplat când toate drumurile din România erau blocate de viscol. Regulamentele europene, legislația ne permite să adoptăm acea măsură. S-au luat toate măsurile de siguranță, cei de la Apele Române și de la Mediu ne-au asigurat că în zona respectivă există și un strat argilos, ceea ce face ca pânza freatică să fie apărată. Sunt puse, ați văzut, folii pentru a proteja mediul. Se va finaliza în câteva zile neutralizarea tuturor păsărilor, după cum ați afirmat și noi, sunt în jur de 200 și vreo 40.000 de capete de curcan. Deci 240.000. Chiar vreau să vă întreb, de ce nu incinerare? Deci din acest motiv ați ales o altă variantă. Este foarte, foarte greu. Ne permite, neutralizăm prin această metodă, tocmai pentru a nu deplasa potențialul virus, boala care este destul de contagioasă în toată România. Pentru că, după cum bine știți, avicultura din România, slavă Domnului, este foarte bine dezvoltată și ea ne asigură 80% din necesarul de carne de pasăre din România. Deci, așa cum spuneați, datorită acestor decizii rapide și intervenției rapide, o intervenție ce se va termina în următoarele zile, se derulează în această perioadă, nu există pericol la alte ferme, nu există pericol în alte zone, în apropierea acestei zone. Am luat toate măsurile, dacă până acum am constatat că au fost cauze, deoarece muncitorii lucrau în toate cele 3 ferme, mijloacele de transport care colectau cadavrele se mișcau între fermele respective, imediat am stabilit zonele de restricție pe 1 km, zona de protecție pe 3 km și zona de supraveghere pe 10 km. Suntem în testări, în fiecare zi recoltăm probe. În zona de supraveghere toate probele ne-au ieșit negative. Am dispus ca toți muncitorii să rămână pe o singură fermă, deci personalul nu se mai plimbă de la o fermă la alta. Avem colegi medici veterinari din județele învecinate care fac inspecții și în exploatațiile populației din jurul focarului, deci avem acolo toată logistica necesară împreună cu agentul economic, împreună cu poliția, cu jandarmii. Le mulțumim tuturor, dorim din tot sufletul ca acel focar de gripă aviară să rămână doar acolo. Deci doar acolo nu mai avem niciun alt focar pe suprafața României, da? Avem doar la Lebădă, după cum bine știți, în mediul silvatic și la pasărea de apă, care de fapt este și rezervorul natural și ea face foarte greu boala, dar avem la Lebăda, știți bine, focarele din Neamț, din Suceava și Bacău. Și v-aș întreba, cât de mare e dezastrul acum? Pentru că vorbim de cea mai mare fermă până la urmă, de la noi din România. Am mai avut cazuri cu atât de multe păsări sacrificate? Nu, doar în 2006, după cum bine știți, când a apărut gripa aviară, au fost astfel de situații. Dar
După cum, depinde cum ne raportăm, acolo sunt 2 milioane de păsări, începând cu ferme de găini ouătoare, ferme de reproducție, pui broiler. Ne dorim să limităm doar la aceste ferme de curcan și până acum testele care au ieșit negative ne demonstrează că ținem boala sub control. Dar, repet, fac un apel la toți factorii implicați acolo să fie foarte riguroși în aplicarea măsurilor din planul de combatere a bolii. Foarte riguroși pentru că, până la urmă, totuși se distribuie din anumite zone, dacă spuneți că sunt atât de multe păsări și care nu au fost afectate, se distribuie către magazine, nu? Păsări de acolo. Nu, stați. Haideți să nu dăm informații. Ați spus că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Tot ce s-a sacrificat în abatorul de păsări de curcan, pentru că acolo au și abator, începând cu data de 7 ianuarie până în ziua în care s-a confirmat boala, toată carnea este sechestrată și va fi distrusă. Va fi incinerată, întrucât agentul economic a luat măsuri suplimentare și a rechemat din magazine ce distribuise sau să dea dovadă agentul economic că a incinerat cel care a pus în vânzare carcasa respectivă, a incinerat carnea provenită de la curcan în acea perioadă. Asta voiam să și auzim, domnule Păle, că nu e niciun pericol. Nu. Pentru cei care cumpără în continuare, până la urmă, de la magazine, carne de curcan, carne de găină, pentru că nu pleacă în rețeaua comercială absolut niciun curcan sau carcasă de curcan sau alte piese de curcan în magazinele de alimentație publică. Asta vă asigurăm, totul este sechestrat. Și mai ales dacă acolo neutralizăm tot, nu mai sacrificăm nimic. Și cum vedeți că se va face compensarea pentru această... O să rămână o cerere pe piață, presupun, nu? O să mergem către a importa? Dacă am pierdut atât de mult de data aceasta? Acum, sigur, sunt și alte ferme care cresc curcan. În România sunt cam 1,5 milioane pe ciclu, sunt 3 cicluri pe an. Deci, din acest punct de vedere, nu cred că va fi o problemă. Sigur, poate până se reglează, că în 30 de zile de la ultima intervenție se vor ridica restricțiile dacă lucrurile merg într-o direcție bună. Iar, cum am spus anterior, până acum toate testele de laborator pe care le facem au ieșit negative, să reușim cât mai repede să repornim producția pentru platforma de la Codlea. Dănuț Păle, vicepreședinte a NSVSA, mulțumesc tare mult pentru toate aceste date.